Bună dimineața tuturor! Încă o dată vă rog să puneți măștile. Este obligatoriu la eveniment în spațiu închis. Și propun să începem evenimentul de astăzi. Bună dimineața, dragi colegi și parteneri! Good morning, dear colleagues and partners! Vă salut la ceremonia de semnare a contractelor de grant în cadrul concursului Centre de Suport în Afaceri. Acest eveniment are loc în cadrul proiectului Societatea Civilă contribuie la dezvoltarea economică, inclusivă și durabilă a țării, proiect finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de către Suedia. Proiectul a început în februarie 2021 și este implementat de către Fundația Est Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact. La data de 10 martie 2021 am lansat primul concurs de granturi pentru crearea și dezvoltarea centrelor de suport în afaceri. Din 27 de organizații au fost selectate 6. Dintre aceste 6, 3 își continuă activitatea din proiectul precedent, iar 3 sunt organizații noi. Sperăm ca și cele 3 organizații care nu au fost selectate în cadrul acestui proiect vor încerca să-și continue activitatea în măsura posibilităților. Care sunt aceste 6 organizații, veți afla în curând, dar înainte de toate am plăcerea să-i ofer cuvântul domnului Sorin Mereacre, președintele Fundației Est Europene. Mulțumesc foarte mult, Ana! Stimate doamne, stimați domni, domnișoare, îmi face o deosebită plăcere în sfârșit să revenim într-un spațiu unde putem să ne vedem la față. Majoritatea evenimentelor de până acum au avut loc online. Sincer să fiu, este al doilea eveniment deja la care particip în decursul ultimilor 10 zile în regim offline și este cumva foarte, știu eu, plăcut să putem să ne vedem și să ne strângem mâna și să ne dăm, să ne vedem la ochi, dacă cel puțin avem măști pe față. Vreau să salut și totodată să mulțumesc colegilor de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova pe doamna Victoria Neaga, manager de proiect, și pe domnul Gintautas Baranauskas, șeful secției operațiunii a delegației. Vreau să, de asemenea să mulțumesc țărilor membre a Uniunii Europene, cetățenilor europeni, pentru tot suportul acordat Republicii Moldova și în special pentru suportul acordat proiectului care va fi administrat de Fundația Est Europeană împreună cu partenerii săi de consorțiu. De asemenea, vreau să menționez că acest proiect este cofinanțat de Suedia, cu care Fundația Est Europeană cooperează mai bine de 20 de ani deja în Republica Moldova. Într-adevăr, așa cum a spus Ana, într-un fel pentru noi, pentru cei de la Fundația Est Europeană, probabil și pentru colegii de la delegație, este o continuare a proiectului pe care l-am implementat în anii 2018-2020. Zic eu, acel proiect a avut niște rezultate frumoase și mulțumesc echipei Fundației Est Europene, Anei Ciurac, pentru că și Marianei Buruiană, care deja nu mai este la Fundație, dar s-a mutat la o altă organizație care ne este dragă nouă, este Centrul de Drept a Femeilor. Mariana a pornit acel proiect la început, iar acum este directoare executivă la o asociație, care este parteneră Fundației Est Europene. Colegii mei au făcut tot posibilul ca să acordăm toate granturile în timp, să le monitorizăm și să le încheiem cu succes. Sigur că toate aceste eforturi nu ar fi fost posibile fără participarea organizațiilor societății civile,
reprezentanților lor, așa cum sunteți astăzi dumneavoastră aici. Au fost zeci de organizații care au beneficiat de suportul din partea Uniunii Europene prin intermediul nostru. Asta ne bucură foarte mult și sperăm că vom ridica deja la un alt nivel și vom extinde activitățile proiectului pentru alte organizații a societății civile, pentru că în cadrul acestui proiect vor fi iarăși organizate competiții de granturi, începând probabil cu luna octombrie-noiembrie acestui an, și în sfârșit beneficiarii finali ai proiectului, persoanele vulnerabile, persoanele care au cel mai mare nevoie de suport, vor putea să beneficieze de suportul Uniunii Europene și a Suediei. La rândul meu vreau să asigur atât delegația UE cât și pe toți dumneavoastră că procesele care vor avea loc în cadrul de selectarea grantiștilor, de asistență tehnică și toate activitățile vor fi la maximum transparente. După cum știți, în fiecare competiție de granturi, deciziile nu sunt luate de angajații Fundației Est Europene, dar de un panel independent de experți care evaluează, analizează toate propunerile venite și toate dosarele venite în cadrul competițiilor, le pun note în conformitate cu criteriile anunțate din timp în anunțurile privind competițiile de granturi și doar așa noi, în sfârșit, în baza recomandării acestor colegi din comisiile de evaluare, luăm decizia de finanțare. Astea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, să vă doresc succes și să ne dorim succes tuturor pentru ca activitățile noastre să aducă un real folos, un beneficiu pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru oamenii de afaceri din teritoriu, pentru că pentru asta Uniunea Europeană investește bani, pentru ca acordul de asociere și zona de comerț liber și cuprinzător să fie mai pe înțelesul cetățenilor prin astfel de proiecte și toți să beneficieze de prevederile acestor acorduri. Mulțumesc foarte mult și o zi frumoasă! Mulțumesc mult, domnule președinte. Acum îi oferim cuvântul domnului Gintaus Barnascaus, șef interimar al secției operațiuni în cadrul delegației Uniunii Europene, care ne va saluta și ne va oferi certificatele care atestă dedicația și aportul major pe care îl aduc organizațiile societății civile la dezvoltarea țării noastre. Gintaus, you have the floor, please. Thank you very much. Good afternoon, everyone. The partners, the representatives of civil society, dear colleagues and friends, ladies and gentlemen. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Stimați parteneri, reprezentanții societății civile, dragi colegi, prieteni și doamnelor și domnilor. I have the honor to be present today at the ceremony of signature of grant contracts with six civil society organizations within Business Hubs competition organized in the framework of the EU-funded project Local Civil Society Contributions to Inclusive and Sustainable Economic Development of the Republic of Moldova. Astăzi am onoarea să fiu prezent la această ceremonie de încheiere a acordurilor de granturi cu șase organizații ale societății civile pentru crearea centrelor de susținere a competitivității în domeniul de afaceri în cadrul proiectului Societatea Civilă contribuie la dezvoltarea economică inclusivă și durabilă în Republica Moldova. First of all, I would like to thank our partners from East Europe Foundation and European Business Association for the organization of today's event and for your continuous efforts to support civil society at the local level. În primul rând, aș vrea să mulțumesc organizațiilor de astăzi, cum este Fundația Est Europeană și Asociația de Business European, pentru organizarea evenimentului de astăzi, dar și pentru susținerea eforturilor dumneavoastră de a promova și de a susține mediul de afaceri la nivel local în țară. Supporting an enabling environment for civil society is a key principle for the European Union.
because civil society has a crucial importance for the democratic values of the Republic of Moldova. În primul rând, susținerea și facilitarea dezvoltării mediului societății civile reprezintă unul din principiile cheie ale Uniunii Europene, iar societatea civilă, per general, reprezintă acea valoare care susține democrația. The European Union and the EU member states have mobilized all means at their disposal to support civil society in the Republic of Moldova. Uniunea Europeană, dar și statele membre ale acesteia au mobilizat toate resursele posibile pentru a susține societatea civilă în Republica Moldova. In this context, since the beginning of COVID-19 pandemic, we have observed Team Europe in action. Și în acest context, noi, de la începutul pandemiei COVID-19, noi am observat cum Team Europe sau echipa Europa susține aceste acțiuni în practică. Thus, in 2020, the portfolio of EU grants to civil society in the Republic of Moldova consisted of 21 projects with a total budget of 440 million lei. Astfel, în anul 2020, portofoliul de granturi din partea Uniunii Europene acordate societății civile în Republica Moldova a reprezentat 21 de proiecte cu valoarea totală de aproximativ 440 de milioane lei. These 21 implementing organizations subsequently funds another 393 local civil society organizations. And I am proud that the assistance provided by the EU to civil society has reached all rayons of the Republic of Moldova. La rândul lor, aceste 21 de organizații care au câștigat proiecte au transmis ulterior, au susținut alte 393 organizații ale societății civile la nivel local și eu mă bucur foarte mult că aceasta, mă mândresc de faptul că această asistență din partea Uniunii Europene a ajuns în toate raioanele Republicii Moldova. Today's event is about local civil society, which in recent years, including support provided by the European Union has strengthened its capacities. Și astăzi evenimentul nostru ține de organizațiile societății civile la nivel local, ceea ce în anii mai nou am observat că inclusiv datorită sprijinului din partea Uniunii Europene, aceste organizații locale s-au consolidat considerabil. I'm pleased to note that more local civil society organizations are becoming providers of social services, are promoting gender equality or are operating business hubs. Și mă bucur să observ că din ce în ce mai multe organizații ale societății civile prestează mai multe servicii în domeniul social, se orientează mai mult pe egalitatea între femei și bărbați sau operează centre de sprijin a mediului de afaceri. And this support offered directly to the citizens of the Republic of Moldova are highly appreciated, especially in the context of COVID-19 pandemic. Și acest sprijin oferit direct cetățenilor Republicii Moldova este înalt apreciat, în special în contextul pandemiei COVID. The European Union is promoting continuous support to civil society organizations that promote economic development, and today my special thanks goes to the 6 awardees, which will start implementing projects at local level. And I do hope that I will have many occasions to attend many of these projects at local level. De fapt, astăzi Uniunea Europeană continuă să sprijine dezvoltarea organizațiilor societății civile care se axează inclusiv pe dezvoltarea economică și astăzi aș vrea să mulțumesc celor 6 ONG-uri sau 6 organizațiile societății civile care au câștigat granturi, care vor continua să activeze la nivel local și eu sper că voi avea foarte multe ocazii să merg să vizitez activitățile acestor proiecte la nivel local. So I wish you all the best luck in the implementation of these projects in the interest of the citizens of the Republic of Moldova. Mulțumesc. Și vă doresc tot succesul în implementarea acestor proiecte spre beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Mulțumesc. Mulțumesc mult, Gintautas. Acum am plăcerea ca împreună să oferim certificatele despre care vorbeam și o invit pe colega mea, Viorica, în față, ca să oferim aceste certificate.
Invităm acum, se aude? Invităm acum în față prima organizație, Agenția de Dezvoltare Durabilă din Orhei. Agenția este succesoarea organizației Agenției Regionale de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21, care a fost fondată și înregistrată în 2006, iar în perioada 2018-2020 a implementat cu succes proiectul Centru de Suport în Afaceri Orhei, promotor al dezvoltării business-ului mic și mijlociu, pentru care a primit Premiul European pentru Societatea Civilă, Comunități Mai Puternice, pentru o economie mai puternică. Elena, vă felicităm că sunteți alături de noi și vă dorim succese! A doua organizație este Asociația Oamenilor de Afaceri Next din Comrat, Găgăuzia, constituită în anul 2018, care a implementat la fel în perioada 2018-2020 proiectul Business Hub. În cadrul asociației sunt 30 de membri și una dintre activitățile remarcabile pe care le-a organizat asociația este Export Academia, pregătirea pentru export a antreprenorilor. A treia organizație este Agenția Inovațiilor și Dezvoltării din Tiraspol, fondată în anul 2015. Agenția se remarcă prin organizarea și desfășurarea cu succes a Startup Academia 1 și 2, Școala Tinerilor Blogger și multe alte activități. Поздравляю, Зина! Următoarea organizație, Ecovizio, constituită în anul 2013, fondatoarea a Active Eco și Iarmar Eco. Această organizație a organizat trei ediții a Forumului Antreprenoriatului Social 2015-16-17. Acceleratorul Business School a organizat târguri tematice și, la fel, acceleratorul de startup-uri inovative Green Tech Rangers. Felicitări! Asociația Femeilor de Afaceri din Bălți este cea de-a cincea organizație câștigătoare, fondată în anul 2002 cu scopul dezvoltării activismului social și a spiritului antreprenorial în rândul femeilor. La fel, asociația a creat două întreprinderi sociale, salonul de masaj Santao și prestarea serviciilor de catering Credem Eco. Ambele afaceri sociale sunt amplasate în orașul Bălți. Felicitări! Și cea din urmă organizație Youth for Innovation, fondată în anul 2015. Fundația este concentrată pe ridicarea performanțelor tinerilor și a organizațiilor de tineret pentru sporirea eficienței intervențiilor comunitare a acestora și creșterea bunăstării prin educația antreprenorială. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Mergem să luăm loc! Înainte de a continua, eu aș vrea să menționez un lucru. Din câte ați observat, de această dată organizațiile sunt destul de diferite, atât ca geografie, dar și ca tematică. Și asta ne bucură foarte mult. Pentru că inclusiv unul din scopurile susținerii centrelor de suport în afaceri este de a face schimb de experiență și schimb de cunoștințe. Noi sperăm foarte mult că organizații precum sunt Ecovizio ar putea să facă schimb de cunoștințe în ceea ce ține de protecția mediului cu alte organizații sau includerea de green policies, de politici verzi în business-ul sau în operațiunile de business sau chiar în oficiile, green offices, celorlalte business hub-uri, după care această experiență preluată să fie transmisă și întreprinderilor mici și mijlocii și beneficiarilor acestor granturi. De asta, încurajarea noastră este pentru toți dumneavoastră să cooperați cât mai strâns, să formați o echipă mare, o familie mare,
în care toate experiențele, atât bune cât și mai puțin bune, și lecțiile învățate să fie distribuite, să fie analizate și să avem rezultate mult mai frumoase. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Acum am să fac o scurtă retrospectivă a întregului proiect, la ce ne așteptăm și unde mergem. Deci, proiectul Societatea Civilă contribuie la dezvoltarea economică inclusivă și durabilă a țării. Este implementat de către Fundația Est Europeană, în parteneriat cu Centrul Contact și Asociația Businessului European, proiect finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de către Suedia. Este un proiect care o continuare a proiectului anterior, care a derulat în 2018-2020, cu denumirea similară, Societatea Civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării, finanțat iarăși de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. În cadrul proiectului anterior am susținut următoarele activități. Deci au fost create 5 centre de învățare pe parcursul vieții, au fost create 5 parteneriate locale pentru o piață a muncii inclusivă, 6 centre de suport în afaceri, 10 fonduri de antreprenoriat pentru tineri și 15 întreprinderi sociale. Proiectul actual are acest logo și îl păstrează pe cel precedent, pentru că considerăm că este un proiect mare, similar și cu același scop și impact. Economie puternică, societate prosperă, cu susținerea Uniunii Europene. Activitățile proiectului curent, deci, sunt structurate în două compartimente mari. Deci, primul este acordarea de granturi în următoarele domenii: platforme ale societății civile, fonduri de antreprenoriat pentru tineri, consorții ale ONG-urilor care promovează angajarea inclusivă, antreprenoriatul social și centre de suport în afaceri. În fiecare dintre aceste domenii o să fie oferite granturi pentru organizațiile din teritoriu. Iar a doua componentă ține de consolidarea capacităților de advocacy, fundraising și dezvoltarea serviciilor a organizațiilor care vor fi selectate. Și aici am să fac un pic de am să vă dau un pic de detalii despre fiecare domeniu. Deci sunt oferite două granturi de 75.000 de euro pentru înființarea a două platforme care vor facilita promovarea politicilor mai inclusive în domeniile mediul de afaceri și ocupării forței de muncă. Deci această platformă este condusă de către Smart Hub, un centru de suport de afaceri creat în proiectul precedent. Platforma comerțului, care este condusă de către Asociația Businessului European, și platforma antreprenoriatului social, care va fi condusă, mai corect spus, de către Ecovizio. Următoarele granturi vor fi acordate pentru fonduri de antreprenoriat pentru tineri, care vor susține financiar activități economice a tinerilor NEET. Deci, la acest capitol noi am avut deja panelul de experți și am preselectat 10 organizații în care urmează să mergem în vizită pentru a verifica corectitudinea tuturor datelor și capabilitatea acestor organizații. Următorul concurs de granturi va fi pentru dezvoltarea consorțiilor de organizații a societății civile care vor dezvolta și implementa servicii de angajare inclusivă pentru grupurile vulnerabile. Acest concurs va fi lansat în octombrie-noiembrie anul curent. Și ultimul concurs de granturi va fi lansat în septembrie-octombrie 2021 pentru înființarea întreprinderilor sociale care vor integra grupuri vulnerabile pe piața muncii. Și mai este un concurs de granturi pe care l-am scăpat, deci este vorba despre crearea și dezvoltarea centrelor regionale de suport în afaceri, la care astăzi celebrăm semnarea contractelor de grant. Și aici mai multe detalii puteți afla de la mine. Așa.
Și împreună suntem, desigur, mai puternici. Așa. Acum, nu știu, dacă aveți careva întrebări, dacă sau comentarii, dacă nu sunt, atunci propun ca fiecare organizație să-și prezinte proiectul în decurs de 3-4 minute. Victoria? Da. Te rog. Bună ziua tuturor. Eu am un scurt comentariu, poate până începeți prezentările. Ținând cont de faptul că foarte multă lume ne privește probabil că online, privesc eu, și foarte multă lume este interesată de faptul cum pot să acceseze, cum pot să beneficieze de fondurile pe care dumneavoastră le-ați contractat, cred că ar fi foarte bine să explicați un pic în termeni foarte practici, de exemplu, când intenționați să lansați anumite proceduri licitații, da? Sau, deci în termen de, dacă este posibil, în termen de semestru, trimestru, da? Și să spuneți care este grupul dumneavoastră țintă. Și la fel, câte granturi intenționați să dați, să oferiți, da? 10, 5, 4, pentru că cred că astfel de informații este foarte utilă pentru cei care ne privesc. Mulțumesc! Așa. Deci, prima organizație din lista mea este Ecovizio. Bună ziua tuturor! Oi, dar de ce eu mă uit așa de bine? Așa. Da, îmi spune Aina Idrisova, sunt coordonator departamentului de antreprenoriat social la Ecovizio. În două cuvinte despre organizație, deci noi suntem comunitatea care creează mai multe oportunități pentru altă comunitate. Și sunt câteva departamente, unul dintre care este departamentul antreprenoriatului social și chiar mulți din echipă. Doresc să lanseze antreprenoriatul social și de aceea cumva ne simțim foarte bine în dezvoltarea acestui domeniu. Ana, mai departe, te rog. În două cuvinte, deci direcțiile care noi, deși în concurs a fost vorba de dezvoltarea IMM-urilor, noi dorim să ne axăm anume în dezvoltarea antreprenorilor sociali și locali. Vom face asta prin următoarele direcții. În primul rând vom lansa centrul de suport pentru antreprenori, pentru tineri, pentru antreprenori individuali, dar și cei care deja au lansat întreprinderea mică sau medie, ca să aibă posibilitatea să treacă printr-un program de mentorat, să aibă acces la diferite servicii, la fel și să aibă acces la spații în care vor avea posibilitatea să creeze fotografii frumoase pentru marketingul propriu, vor beneficia de mentoratul din partea experților pe care noi vom invita. Și acesta va avea loc în Chișinău, în parteneriat cu ASEM, și la fel va avea loc în Găgăuzia, în parteneriat cu centrul Access. Da, și la fel noi vom, adică centrul acesta va fi mai mult pentru lansarea așa periodică, da? Deci câteva servicii sau câteva evenimente vom lansa odată pe o perioadă anumită. Dar, în paralel, noi vom avea două programe, de curs de 2 ani, două programe educaționale pentru 40 de antreprenori care vor descoperi antreprenoriatul social și chiar vor trece printr-un program și printr-un proces educațional. Și, la fel, pentru acești antreprenori vom lansa programul de mini-granturi, vom organiza vizite de studii și, deci, programele vor fi lansate în toamnă și veți putea, de exemplu, accesa programele prin site-ul Ecovizio și prin rețelele de socializare în care noi vom lansa call-urile și concursurile. Și la fel, în afară de programele educaționale, noi vom organiza câteva evenimente mari, cum ar fi forum pentru antreprenoriatul social, care va fi la fel organizat în așa o mică afacere sau o mică comunitate, așa, afacerea socială pe care noi o dezvoltăm la Ecovizio Training Centru în Ecovillage.
La fel va fi un forum în Găgăuzia, da, ca să atragem antreprenorii din, din teritoriul acela. Și vom organiza la fel și un târg mare, Iarmareco, care deja este cunoscut în Chișinău și în medii rurale. Va fi un târg pentru producători locali și sociali. Și la fel vom dezvolta și platforma online pentru acești antreprenori, ca ei să poată să promoveze produsele lor. Da, în linii generale așa, noi mai departe trecem. Da. Puteți să vedeți deci, care sunt pașii noștri mai detaliat, dar în linii generale, mai departe, Ana, te rog, încă și încă și încă. Da, în linii generale dorim să creștem, deci să creștem profitabilitatea și reziliența afacerilor, să creștem comunitatea de antreprenori din regiuni și să creștem popularitatea, eu aș spune, a antreprenoriatului social, anume prin rândurile antreprenorilor mici și medii. Uh-huh. Și acestea suntem noi, Daniela și Aina, și noi vom... La fel vom invita încă câteva persoane să lucreze împreună cu noi pentru acest proiect și invităm și pe cei care ne privesc să faceți parte din comunitatea antreprenorilor sociali din Moldova. Mersi! Mulțumesc, Aina! Dacă ai putea să ne spui câte granturi veți oferi și în ce perioadă, aproximativ? Uh-huh. Și bugetul, exact. Mersi! Da. În primul rând vom oferi câte 5-6 granturi per an, da, per ediția a programului educațional, să spunem așa, dar în ce se referă la mărimea, cred că 1.000-1.500 de euro, dar noi planificăm să mai atragem fonduri ca să fie o sumă mai, așa, mai vizibilă, mai mărișoară pentru, chiar pentru dezvoltarea antreprenorilor. Da, 2 ani, proiectul va fi în 2 ani și vom avea două ediții de programul educațional și deja în da, la final pentru, adică din aceste 20 de persoane care vor participa în programul educațional, deja vor fi concurs pentru ei ca să obțină granturile mici. Ok, mulțumesc mult. O invit acum pe doamna Tatiana Pugă. Pe doamna Elena Bordianu să ne prezinte. Bună ziua tuturor! Noi vă salutăm din municipiul Bălți, din cadrul Asociației Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți, care ăsta este titlul complet al asociației. Ne bucurăm să fim printre cei 6 câștigători ai acestui program de granturi și ca urmare a acestui proiect, sau grație acestui proiect, la Bălți va fi inițiat un hub, un centru de afaceri, Business Skills Hub, i-am zis noi. La început ne-am pus și noi întrebări de ce ar trebui să avem o asemenea entitate în municipiul Bălți și atunci am găsit ca și argumente cel puțin 4, dar cred că aici ar putea fi și mai multe și s-au bazat pe faptul că ne dorim ca pentru antreprenorii din municipiul Bălți și pentru cei din regiunea de nord să le oferim acea sursă de competitivitate atât pe piața internă cât și pe cea externă, să venim cu un suport în inițierea și dezvoltarea afacerilor, să le oferim niște mecanisme și niște instrumente, niște matrice, dacă vreți, pentru o lansare corectă în afaceri, astfel încât ei să poată beneficia atât de instruire cât și consultanță și să, da, să revenim la punctul 1, să avem acea competitivitate despre care vorbeam în start. Ca și scop al proiectului nostru, ne propunem să dezvoltăm un ecosistem antreprenorial sustenabil, astfel încât să oferim oportunități economice de dezvoltare a IMM-urilor din regiunea de nord, dar cu o concentrație maximă pe municipiul Bălți, pentru că acolo vrem să-i aducem, da? Și vrem să-i aducem, când zic de localul pe care îl avem în dotare ca și contribuție a primăriei municipiului Bălți și pe care avem spațiu unde să-l adaptăm, să-l ajustăm, așa
așa încât antreprenorii să se simtă bine în spațiile de coworking, la activități și tot așa mai departe. În ceea ce ține de indicatori, ne propunem să obținem 10 acorduri de colaborare semnate cu actorii locali și regionali, ori noi mizăm pe parteneriate și în cadrul acestui proiect. 8 tipuri de servicii create și oferite antreprenorilor din cadrul hub-ului, așa cum ziceam, informare, instruire, consultanță, 8 afaceri noi inițiate și susținute cu grant, și aici facem referire la 5 afaceri noi create pentru primul obiectiv și 3 afaceri susținute în cadrul lanțului valoric, deci vrem să creăm un lanț valoric în domeniul ospitalierii. Și aici intră mai multe afaceri legate de catering, de domeniul în care ne-am lansat noi recent și alte domenii care se cuprind. Respectiv un lanț valoric, așa cum ziceam, în domeniul ospitalității. Un alt indicator ar fi 120 de antreprenori cu abilități antreprenoriale mai bune în gestionarea, lansare și gestionarea afacerii. 15 tineri antreprenori care să beneficieze de spații de coworking în perioada de incubare a afacerii. O știm că perioada de lansare a afacerii este una un pic mai provocatoare și atunci au nevoie de acest suport. Cred că ceea ce se întâmplă la Chișinău în toată sâmbăta cu ecolocalul a venit o sursă de inspirație și pentru noi, pentru că ne propunem pe perioada proiectului să organizăm 10 expo-târguri cu participarea și pentru promovarea producătorilor autohtoni. Respectiv, reieșind din asta, un alt indicator ar fi ca peste 30 de antreprenori să-și promoveze produsele, să fie mai cunoscuți și tot așa. Evident că urmărim ca și să creștem numărul de locuri ocupate, da, funcții, și atunci 10 persoane angajate să fie la întreprinderile noi create. Urmărim ca să avem și persoane din categoriile defavorizate, inclusiv șomeri care să fie angajați la întreprinderile acestea, pentru că ne dorim un parteneriat cu Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, iar aici să putem să luăm persoane, da, înregistrate acolo. 5 persoane autoangajate prin inițierea unei afaceri proprii, mai întâi îmi creez mie un loc de muncă, după care creez și pentru alte persoane și evident că prin tot ceea ce ne propunem noi ne dorim ca să creștem acea speranță la viață printr-o sursă de venit stabilă. La partea de impact ne dorim cu toată ardoarea, și aici vorbim despre acele posibilități de colaborare cu mediul economic și ridicarea nivelului economic al zonei. Ori prin acest proiect dorim ca Asociația Femeilor de Afaceri, Municipiul Bălți, să devină acel pol atractiv atât pentru antreprenorii din Bălți, cât și pentru cei din întreaga regiune. Evident că ne dorim să crească numărul persoanelor angajate în câmpul muncii, inclusiv persoane din categorii dezavantajate, de ce nu persoane și cu dizabilități. Și ne dorim ca acest centru de business să fie un promotor al afacerilor locale, respectiv să facilităm acea legătură dintre antreprenori, client, consumator, astfel încât această relație să fie una de durată, cu impact pozitiv, atât pentru antreprenori, cât și pentru potențialii clienți. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și bugetul, dacă ați zis, bugetul, da, de granturi va fi de 27.000 de euro. Deci cred că va fi lansat toate activitățile de partea de instruire, consultanță, va fi lansat în toamnă, așa, după ce ajustăm toată partea de logistică. Ulterior, programul de instruire să fie lansat, call-ul de grant și tot așa, conform planului de activități. Mulțumesc! Da, vă rog! Trebuie de pornit, cred că. Ați scris acolo că 10 persoane vor fi angajate la întreprinderile noi lansate. Deci target grupul va fi mai mult IMM-urile sau cei care vor să lanseze afacerile? Vom lucra atât pentru persoanele care abia doresc să inițieze o afacere, cât și cu cei care fie din surse proprii, fie au luat un grant, dar încă sunt la etapa asta crudă de start-uperi și atunci au nevoie de suport, inclusiv spații de coworking, inclusiv consultanță, instruire, pentru că programele de instruire vor fi cumva partajate pe chiar la început și pentru cei care ceva cunosc, dar mai au nevoie de suport. Nu, noi suntem de la Bălți. Nu, asta e altceva. Mulțumesc pentru întrebare.
Mulțumesc, Elena, și invit acum altă Elena, Elena Lupan, să prezinte Centrul de Suport în Afaceri din Orhei. Elena, vă rugăm. Bună ziua tuturor! Am mare onoare să vă salut încă o dată. Mulțumim mult că am fost selectați. Noi continuăm activitatea, căci chiar și în această mică pauză așa am avut activități mai restrânse, am oferit consultanță și în următoarele 30 de luni propunem să avem același scop. Deci suntem primul business hub din regiunea Orhei și când spun de regiune am în vedere toate raioanele învecinate a raionului Orhei. Am reușit să devenim un centru de resurse informaționale, consultative, de parteneriat și de suport pentru antreprenorii din regiunea centru și continuăm și mai departe în această direcție. Ana, te rog. Deci, pe următoarele 30 de luni, ne focusăm pe extindere. Dacă în primul proiect, în proiectul precedent, am activat doar pe teritoriul raionului Orhei, acum ne extindem activitatea și în raionul Telenești, deși nu punem limite pentru participare sau beneficierea de serviciile noastre, pot beneficia oricare persoane și în proiectul anterior am avut și beneficiari din Chișinău sau din Rezina sau din alte localități. Suntem deschiși pentru toată lumea care este interesată și pe care putem ajuta. Ne propunem să ne extindem spectrul de servicii de la 7 la 10 și unele dintre care vor fi și parțial sau integral contraplată ca să ne putem acoperi unele cheltuieli operaționale. Și în proiectul anterior un succes l-a avut echipa mobilă de experți și continuăm să ne în aceeași direcție, deci vom merge în teritoriu pentru a oferi consultanță și informațiile necesare și dacă în proiectul anterior am avut 4, acum o să avem cel puțin 6 experți antrenați. În afară de consultațiile pe care aceștia le oferă, consultațiile specializate, ne propunem să organizăm și 12 mini-instruiri pe subiecte înguste, tematice de 2-3 ore. Și desigur că vrem să ne extindem și parteneriatele, pentru că noi nu putem toate, nu cunoaștem toate, în schimb noi știm unde poate fi găsită informația, cu cine pot fi create parteneriate de succes și de încredere. O altă direcție de activitate sunt startuperii, așa îi numim noi, sau cei începători, indiferent de vârstă, care doresc să se lanseze în afaceri. Pentru aceștia o să dezvoltăm 2 cursuri de instruiri, de la idei la business plan, astfel că pe parcursul la 14 traininguri, cei 280 de participanți, sau ne propunem ca 30 să fie unici, să-i păstrăm până la sfârșit, să iasă cu un business plan cap-coadă definit pentru toată afacerea, care poate fi aplicat pentru oricare program de finanțare. Tot acești începători vor beneficia de coaching individual pentru a-și definitiva planul de afaceri sau pentru a primi răspuns la careva întrebări care nu sunt clare și 10 din ei vor fi incluși în programul de mentorat, astfel că pe parcursul a 10 luni de zile vor beneficia de ședințe individuale sau de grup, 5 dejunuri de afaceri, precum și vizite în teritoriul alte afaceri realizate fie de acești mentii, fie de mentii precedenți din ediția trecută, fie de alți antreprenori de succes care cumva rezonează cu acești mentii. Pentru IMM-uri, în acest proiect avem un program special. Este o inovație pentru regiunea Orhei să lansăm un program de expertiză specializată. Deci 10 companii din raioanele Orhei și Telenești vor fi selectate pentru a beneficia de consultanța, expertizarea afacerii, un fel de audit intern a unei direcții de activitate a afacerii pentru ca aceștia să se racordeze cerințelor de export sau de a fi incluși în lanțul valoric, local, național sau chiar internațional. Din aceste 10 companii, 4 vor fi selectate pentru a primi o mică finanțare pentru realizarea raportului sau realizarea raportului primit, recomandărilor primite de către experții din programul de expertiză specializate. Este o sumă nu mare, 3.000 de euro, dar poate acoperi integral sau poate parțial realizarea acestor recomandări. Pentru a crea un spațiu de networking și de promovare a antreprenorilor, continuăm să desfășurăm ediții anuale a evenimentului Expert Club. A avut un succes și câteva parteneriate deja au fost inițiate la acel eveniment din 2020 pe care l-am avut.
Pentru a promova antreprenorii și tinerii și cei cu experiență, ne-am propus să realizăm 10 videouri sub formă de interviu, până ce am așa o denumire de lucru este o cafea cu. Intenționăm că acești 10 antreprenori să fie absolut toți diferiți și în fiecare interviu să scoată în evidență soluționarea unei probleme, depășirea unei situații, o altă situație cu care se întâlnesc mulți antreprenori și care ar putea veni drept răspuns pentru problemele, pentru inițierea afacerii, pentru dezvoltarea sau depășirea unor stări. Mai am un pic... De asemenea, pentru antreprenorii din regiunile Orhei-Telenești sau alți doritori care nu dispun, nu cunosc sau și nu au pagină web sau nu sunt așa la pertu cu rețelele sociale sau cu ceea ce ține de spațiu IT, noi preconizăm să le oferim o platformă, un spațiu pe pagina noastră web, unde aceștia vor plasa informații despre companie, astfel ca să fie mai ușor găsiți de către potențialii parteneri sau nu știu, să-și promoveze afacerea astfel ca să o poată trimite în materialele lor promoționale. Da, mulțumim, Ana! Și drept rezultate, noi așteptăm să dezvoltăm, deci continuăm să dezvoltăm infrastructura mediului de afaceri în regiunea zonei centru, să creștem numărul femeilor și tinerilor, dar și persoanelor defavorizate, doritori de a înțea afaceri, să ridicăm nivelul educației antreprenoriale, să promovăm competențele și cultura antreprenorială, să creștem numărul întreprinderilor mici și mijlocii care vor fi capabili să exporte și care vor fi incluși în lanțul valoric local, național și internațional și, desigur, să contribuim la crearea parteneriatelor de dezvoltare care vor permite extinderea și diversificarea afacerilor, precum și identificarea de piețe de desfacere noi. Mulțumim mult și tuturor mult succes! Mulțumim, Elena. Dacă sunt careva întrebări sau comentarii? Dacă nu, mergem la următorul vorbitor, care este Youth for Innovation. O invităm pe Irina. Irina, o să prezinți tu? O să încep eu. Ok, și cu doamna Aurelia Salicov. Bună ziua tuturor, deoarece noi suntem printre cele trei proiecte noi selectate și poate mai puțin cunoscute pentru colegi, vreau să vă informez că noi reprezentăm Fundația Youth Development for Innovation, care are câțiva piloni de implementare a proiectelor. Unul din ele este educație, inovație, antreprenoriat și societate civilă. Noi avem o experiență foarte largă de implementare a proiectelor IT, pentru că suntem cei care pentru prima dată în Republica Moldova am implementat școala de educare a programatorilor online cu denumirea Academy Plus Moldova. Pe platforma fundației au fost implementate mai multe proiecte de robotică pentru copii, cursuri IT pentru copii, pregătirea elevilor pentru bacalaureat. Totodată, pe partea antreprenorială, la fel, avem o experiență destul de vastă de implementare a proiectelor proprii, dar și proiecte finanțate de alte fundații. Și scopul acestor proiecte a fost de creșterea competențelor antreprenoriale ale tinerilor. În plus, avem o experiență vastă de conlucrare și un parteneriat de lungă durată cu Junior Achievement, care este un program de educare economică a elevilor din întreaga țară. Păi iată, pornind de anume de la aceste premise, ne-am propus împreună cu echipa Fundației Youth Development for Innovation, cu atât mai mult că sediul fundației este în cadrul unui ecosistem digital, ne-am propus să venim cu un program destul de ambițios, de organizare a unui hub antreprenorial de suport pentru tinerii din zona centrală a Republicii Moldova, astfel încât să putem crește atât abilitățile digitale ale tinerilor, cât și abilitățile antreprenoriale.
Iată, acesta a fost contextul general care a stat la baza organizării și creierii acestui proiect. Acum o să-i ofer cuvântul colegei mele Irina, care este manager de program, care detaliat va descrie cum vom implementa acest proiect. Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă văd și să vă cunosc pe toți. Aducem mulțumiri și aprecieri echipei care, în primul rând, ne-a oferit această oportunitate, după care ne-a acordat asistență pe tot procesul. Într-adevăr, proiectul nostru își dorește dezvoltarea mediului de afaceri din regiunea Centru, prin crearea unui centru de suport în afaceri pentru tineri, U4Entrepreneurship, dar totodată vine și să consolideze și să capaciteze tinerii în domeniul antreprenorial, în domeniul de business și în domeniul IT. Toată ideea proiectului, dar și activitățile acestuia sunt bazate pe unul dintre principiile sub care l-am creat, și anume Educate, Empower, Engage, astfel încât ne propunem la prima etapă să evaluăm necesitățile tinerilor din regiunea Centru în ceea ce privește antreprenoriatul, dar și să vedem care sunt nevoile întregului mediu antreprenorial și de afaceri din regiune. Și atunci când vorbim de regiunea Centru, discutăm despre 13 raioane asupra cărora ne-am orientat noi. Este vorba despre Anenii Noi, Ialoveni, Hâncești, Nisporeni, Ungheni și altele. După care ne dorim să creăm o hartă a oportunităților financiare, care va fi un instrument de acces, un instrument ce va facilita accesul tinerilor, antreprenorilor către diferite oportunități de finanțare și investitori. Harta va fi o platformă online dezvoltată pe pagina Youth Development for Innovation. După care ne dorim să dezvoltăm abilitățile antreprenoriale și digitale ale tinerilor prin crearea unui curs și a unei curicule care va corespunde necesităților actuale, dar și ultimelor tendințe, modificări din acest domeniu. A patra etapă a proiectului va presupune dezvoltarea unui alt curs de e-business pentru tineri, numit Digital IT Moldova, dezvoltat pe baza programului nostru precedent pe care l-am implementat, Academy Plus Moldova. Cea de-a cincea etapă va presupune dezvoltarea unui program de mentorat inovativ care va acorda suport, atenție, sprijin fiecărui tânăr participant al acestui program. Și în ultima etapă ne propunem să dezvoltăm un accelerator care va veni să ofere suport anume acelor idei și afaceri gândite, inițiate de către tineri, pentru că în final vom acorda finanțare printr-un mecanism de subfinanțare pentru 14 afaceri. Ca rezultate ale proiectului am selectat 3 dintre cele mai vizibile și grandioase, să zic așa. În primul rând, vom obține un grad înalt de conștientizare a necesităților tinerilor antreprenori din regiune. Ne propunem ca acest raport să fie distribuit și să ajungă la fiecare raion, inclusiv la fiecare dintre tineri sau mici antreprenori, cu cel puțin 20.000 de accesări. În cadrul acestui rezultat ne mai propunem să legăm și să creăm diferite parteneriate cu autoritățile publice locale, cu organizațiile societății civile active din acele localități. Totodată mizăm să facem cunoscut acest raport prin intermediul rețelelor de socializare, mass media, e-mail-urilor și altele. Un alt rezultat al proiectului, pe a doua pagină, este vorba despre accesul îmbunătățit al tinerilor. Și aici vorbim despre 200 de tineri selectați din cele 13 raioane pentru a le dezvolta un spirit antreprenorial integru. Astfel, 200 de tineri vor obține un background educativ în business. Dintre cei 200, în următoarea etapă,
vor fi 140 de tineri care urmează să dezvolte și să elaboreze planuri de afaceri. În cea de-a treia etapă vom merge cu 98 de tineri care vor dobândi mentorat de business și iată, după tot acest proces de selecție și elaborare și șlefuirea ideilor de afaceri, vom finanța în final 14 afaceri. Și un alt rezultat al proiectului este orientat pe zona de IT, astfel încât ne propunem să pregătim tineri pentru a intra pe piața muncii și a dezvolta propriul business legat de sfera IT. La acest nivel ne propunem 40 de tineri care vor fi formați în domeniul digital și IT, care, drept urmare, vor crea propriile produse IT sau digitale, iar pentru o mai bună înțelegere a mersurilor lucrului și a căpătării unei experiențe mai bune, aceștia vor fi instruiți, ghidați de către 12 oameni de afaceri cu experiență care vor reuși să le insufle din parcursul și experiența acestora. Aici ne puteți găsi. Precum a menționat și doamna Salikov la început, suntem localizați în inima unui sistem digital, Digital Park. Acolo ne propunem să dezvoltăm și centrul de suport în afaceri pentru tineri. Avem toate condițiile necesare, inclusiv tot suportul tehnic, dar și metodologic, suportul din partea echipei și experiența necesară. Mulțumesc mult, Irina. Dacă sunt întrebări sau comentarii, ai... Este vorba despre 1500 de euro pentru 14 afaceri, care... Câte? Câte, da. Da, și eu am întrebare. Veți avea și experți din străinătate? Pentru că am văzut acolo așa... Mi-a atras atenția fraza know-how norvegian și adică aveți pe cineva care e expert deja în Moldova sau o să atrageți experți din străinătate? Mulțumesc mult pentru întrebare. Noi avem avantajul să avem parteneri în diferite țări și vom atrage inclusiv partenerii noștri în mentorat pentru programul acesta de hub antreprenorial. Chiar săptămâna viitoare avem un forum economic pe platforma digital cu participarea experților din diferite țări și ar fi păcat să nu folosim aceste oportunități care le avem în sediul nostru. Cu mare drag! Будете привлекать бенефициаров только из района центров или будет возможность для бенефициаров со всей республики участвовать в ваших Noi, ca și proiect, ne-am propus doar raioanele din centrul Republicii, pentru că avem bugetul limitat. Este primul exercițiu care îl vom desfășura împreună cu echipa. Vom depune tot efortul să avem succes, astfel încât să putem ulterior extinde acest proiect și la nivel republican, cu atât mai mult că, având în spate ecosistemul și niște branduri foarte importante în țară, putem beneficia și de suportul brandurilor comerciale pe care le reprezentăm. Mulțumesc! Acum invit să prezinte proiectul Business Hub din Tiraspol. Zina, te rog! Добрый день всем. Очень приятно всех видеть. Анна, если можно, сразу следующий слайд. Меня зовут Зинаида Емельянова, я представляю агентство инноваций и развития из Тирасполя. Наша организация занимается поддержкой и развитием предпринимательства в Приднестровье. Это и стартапы, и начинающие предприниматели, у которых, да, физические лица, которые еще не ведут предпринимательскую деятельность. А также это бизнес, который уже малый и средний. Также на базе организации действует платформа женщин-предпринимателей, платформа социальных предпринимателей. Мы всегда участвуем в разных международных форумах, сами организуем эти форумы, тренинги, мастер-классы, семинары и так далее. Если можно дальше.
Основная цель проекта – это оказание технической, информационной, финансовой и консультативной помощи начинающим предпринимателям и, конечно же, уже существующим предпринимателям до 2 лет. Данная помощь направлена на создание бизнеса или развитие бизнеса, на лобби и адвокаси на местном уровне, а также это услуги по увеличению экспортного потенциала приднестровских предпринимателей. Если можно дальше. Планируемая деятельность в рамках проекта – это выявление, анализ и решение минимум 2 проблем у бизнес-сообщества. Это, конечно же, лоббирование интересов и адвокаси предпринимателей на местном уровне, поддержка экспортно-ориентированных предпринимателей. И если говорить в цифрах, то это, Анна, если можно дальше, это с продолжение обучающей бизнес-школы стартап-академии. Эта школа уже проходила 2 раза благодаря фонду Восточной Европы и да, поддержке, которая была в Европейского Союза и посольства Швеции. Сейчас мы запланировали на 30 месяцев проведение 3 бизнес-школ, обучение минимум 75 начинающих предпринимателей и малых предпринимателей. Почему? Потому что, возможно, школа будет онлайн, и, конечно, здесь количество участников не ограничено. Это финансовая поддержка 10 предпринимателей, то есть по окончанию каждой бизнес-школы будет конкурс грантов на предоставление финансовой помощи. Мы указали минимум 10 предпринимателей, гранты будут до 3000 евро, в зависимости от того, конечно, кому какая, как сказать, какой бизнес, какая сумма нужна какому бизнесу. Вот так. И, конечно, мы предполагаем, что наши планы, что эти минимум 10 предпринимателей трудоустроят, минимум 10 создадут новых рабочих мест. Мы также в рамках планируемой деятельности, и общая сумма грантов да, в 3 школах – это 26 тысяч евро. Мы также планируем запуск клуба успешных бизнесменов. Это создание минимум 50 предпринимателей. Это такое сообщество предпринимателей, когда они обмениваются опытом, развивают свои лидерские навыки, делятся своими какими-то моментами ведения деятельности. Плюс также это сотрудничество с 20 бизнес-экспертами и проведение 20 бизнес-встреч. Это, конечно, все минимум. Мы сейчас говорим от 20 и выше. Если можно дальше. Ну и, конечно, как и у каждого бизнес-хаба, наверное, это планируемая деятельность, это издание электронного бизнес-каталога предпринимателей. В данном случае мы говорим о предпринимателе стартап-академии, издание гайда для начинающих предпринимателей, создание и расширение сети экспертов, потому что эта сеть уже есть, скорее здесь уже расширение, и также деятельность по расширению возможностей малого и среднего предпринимательства. Также очень важно отметить про устойчивость проекта. Устойчивость данного проекта проявляется благодаря Европейскому Союзу. Мы сейчас реализуем инфраструктурный проект по созданию единого центра в Тирасполе по поддержке предпринимателей. Это бизнес-хаб. То есть это 260 квадратных метров, да, где предприниматель куда может прийти, и ему будет оказана и консультативная, и информационная, и техническая поддержка. И за счет предоставлении бизнес-хаб платных услуг. Здесь хочу отметить и огромную благодарность выразить Европейской бизнес-ассоциации, потому что, спасибо, Марианна, вы вселили в нас ту самую веру о том, что бизнес-хабы должны создавать и развивать свои платные услуги. Поэтому вот устойчивость проекта проявляется за счет этих 2 основных, но также за счет и других моментов, которые будут в реализации проекта. Ну и, конечно, хочу отметить всех наших партнеров. Это и те бизнес-хабы, которые уже вошли в сеть. И я так понимаю, очень рада всех видеть, что сеть бизнес-хабов расширяется. Это будут новые хабы. И огромное спасибо. Вот не знаю, что еще могу рассказать. Спасибо, Зина. Дака сент ентребер сау комментарии. Dacă nu, atunci invit pe ultimul vorbitor, Vladimir Cara, care va prezenta centrul de suport de afaceri din Comrar. Da. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать сегодня. И хотел бы рассказать о нашем проекте. Это центр поддержки бизнеса, бизнес-хаб Гагаузии. Будет реализовываться Ассоциация бизнесменов Гагаузии Next.
при поддержке наших всех партнеров и Фонда Восточной Европы и Европейского Союза обязательно. Наш проект является продолжением первого этапа, так скажем, и успешных практик, которые были реализованы в рамках первого этапа поддержки Фонда Восточной Европы и первого этапа Центра поддержки бизнеса «Бизнес-хаб». Цель проекта – это обеспечение устойчивого экономического развития АТО Гагаузии через усиление потенциала субъектов поддержки бизнеса. И главными задачами проекта является увеличение экспортного потенциала посредством поддержки субъектов бизнеса, поддержка модернизации МСП в регионе, содействие доступа МСП к высококвалифицированным трудовым ресурсам и продвижение предпринимательской культуры. Для увеличения экспортного потенциала нами были запланированы следующие мероприятия. Это проведение учебного курса «Экспортная академия», который будет состоять из 12 модулей тренингов и 20 участников курсов. Результатом этого мероприятия станет 20 разработанных экспорт-планов для МСП региона. Это экспорт-академия мы будем проводить уже не первый раз, и есть успешные результаты первой экспорт-академии, где были разработаны экспорт-планы и сделаны компаниями первые экспорты за границу даже во время пандемии. И мы посчитали, что это будет являться одним из главных таким двигателей нашего проекта «Бизнес-хаб», направленным на развитие сегодня экспортного потенциала. В рамках также этого мероприятия для выпускников будет запланирована грантовая программа, где будет выдано 7 грантов по 1500 евро, мини-грантов. В рамках второй задачи нашей, это мы запланировали мероприятие, где поддержка модернизации МСП, консалтинговые услуги для стартапов и действующих предприятий, не менее 400 консультаций, а также содействие доступу информации по различным родам услуг, финансированию и происходящего в экономике региона и стране через наш портал businesshub.md. Также одной из главных задач для поддержки МСП это является у нас запланировано проведение учебного курса «Основы работы с розничными сетями», где мы запланировали 18 тренингов, 3 модуля в 3 районах – Камрате, Чедерлунге и Вулканештах. И планируем обучить 30, минимум 30 экономических агентов, компаний, либо желающих людей заниматься предпринимательством. А также для выпускников этих курсов мы запланировали гранты, мини-гранты. Это 8 мини-грантов по 700 евро, которые окажут поддержку для того, чтобы продвигать свои услуги, продвигать свои продукты для розничных торговых сетей и крупных маркетов. Также запланировали круглый стол МСП Гагаузии и торговые сети, проблемы сотрудничества и перспективы развития. Мы хотим посадить за единый стол предпринимателей из региона, а также представителей крупных торговых сетей Линелла, Метро, Кауфланда и других, а также возможные представители власти региона для того, чтобы обсудить те проблемы, с которыми сталкиваются во время взаимоотношений бизнес и торговые сети. Потому что много есть дезинформации, много есть недопонимание во время взаимоотношений, как коммерческих, так и операционных. И поэтому было бы хорошо, чтобы они за одним столом обсудили эти проблемы, услышали друг друга и могли принимать оперативно какие-то действия и решения. По третьей задаче, где содействие доступа МСП к высококвалифицированным кадрам, мы запланировали работу межсекториальной рабочей группы, где не менее 15 участников, представителей МСП Гагаузии, региональных властей, профессиональных технических училищ, образовательных училищ, а также экспертов, позволит разработать, обсудить
эту проблему и разработать инициативу, направленную на продвижение дуального образования в АТО Гагаузии. В АТО Гагаузии есть возможность своих законодательных инициатив и законодательной базы. И сегодня мы видим, что технические специальности являются очень большой проблемой, и специалисты по техническим специальностям являются очень большой проблемой для региона. Поэтому мы запланировали вот такой диалог и разработать эту инициативу, продвинуть ее, пролоббировать, так скажем, чтобы было принято и заработал механизм в полной мере. Он работает частично, но в полной мере не закреплен, и нужно это продвигать. Также для продвижения предпринимательской культуры мы запланировали проведение бизнес-завтрака с успешным предпринимателем, где 75 участников наших бенефициаров проекта смогут неформально общаться и провести неформальные встречи с успешными компаниями либо государственными чиновниками республиканского масштаба. Выразить свое мнение, послушать, обменяться опытом, обменяться контактами и развивать свои взаимоотношения с этими предпринимателями. Также у нас в Гагаузии ежегодно проходит инвестиционный, международный инвестиционный форум, и бенефициары нашего проекта, мы всегда входим в оргкомитет этого инвестиционного форума, и планируем, чтобы бенефициары, 10 бенефициаров наших проектов представили на этой площадке свои компании, результаты своих проектов, и успешные истории, что были представлены на этой платформе, на этой площадке. Также запланирована коммуникационная кампания через наших партнерские СМИ, через наш портал бизнес-хаба, где будут не менее 20 тысяч телезрителей и читателей проинформированы о вовлеченности МСП региона в развитие региональной экономики. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Dacă sunt comentarii sau întrebări? Eu sper că fiecare dintre voi a... Da, vă rog. Eu așa înțeleg că aceasta a fost ultima prezentare din pleiada de 6 organizații care vor beneficia de această dată de finanțare. Un simplu comentariu foarte scurt este că rezultatele pe care le-ați prezentat și doriți să le atingeți în cadrul proiectelor, mie mi s-au părut impresionante, totodată foarte ambițioase, și dacă le atingem, acest lucru o să fie fantastic pentru reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii. Vreau să atrag atenția încă o dată la o chestiune mai mult legată de vizibilitate. Și nu este o observație, dar este o rugăminte pe care o reiterăm de fiecare dată la întâlnire cu colegii noștri care primesc finanțare de la Uniunea Europeană. În discursurile noastre publice, la toate evenimentele, vă rugăm încă o dată, atunci când menționați finanțatorii, să spuneți că proiectele sunt finanțate de Uniunea Europeană, sunt finanțate de Uniunea Europeană, cofinanțate de Suedia. Este important și bine că noi lucrăm cu dumneavoastră direct, Fundația este europeană, dar noi suntem un canal de administrare, colegi ai delegației aici, prin care acești bani se canalizează către dumneavoastră. Pentru noi, cei de la Fundație, este foarte important să promovăm acest mesaj, mesajul care este la sfârșitul acestui slide, acestui UE, împreună mai puternici, Uniunea Europeană și Republica Moldova, și vă rog mult să țineți cont de acest lucru, de toată perioada implementării proiectelor dumneavoastră. Proiectele sunt finanțate de Uniunea Europeană și cofinanțate de Suedia. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și acum, Ana, îmi cer scuze pentru intervenție.
Eu vroiam să mulțumesc tuturor prezentatorilor. Sper că a fost utilă această prezentare, din perspectiva că ați aflat foarte multe despre proiectele unul altuia. Și cu toată certitudinea vreau să cred că o să mergeți la evenimente unul la altul, pentru că ele sunt foarte importante, să vă cunoașteți în primul rând și ca echipă, și la ce activități faceți în teritoriu și cum interacționează IMM-urile dintr-o regiune și altă regiune. Deci, încă o dată vă mulțumesc și acum am plăcerea să îi prezint pe partenerii noștri de proiect. Deci noi avem cei mai buni parteneri, eu așa zic, este vorba de Asociația Businessului European și Centrul Contact. Și așa cum doamnele întotdeauna sunt primele, Mariana, tu ești prima care îți ofer cuvântul. Mulțumesc mult, Ana. În primul rând, în numele Asociației Businessului European și al meu personal, aș vrea să transmit cele mai sincere felicitări tuturor colegilor, deja așa ne numim colegi pentru că suntem parte a unei rețele, a business hub-urilor, a prestatorilor de servicii pentru business. Și mă bucur enorm de mult că parte acestei rețele au fost selectate încă 3 business hub-uri noi, care își vor spori prezența lor în regiune, care vor veni cu mai multe livrabile pentru businessul regional, în special IMM-uri, pentru că asta este focusul Uniunii Europene și a Guvernului Suediei în ajutorarea, în context de suportul pe care îl oferă. Deci, câteva mesaje înainte de a recurge la prezentare. Noi, de fapt, suntem în cel de-al doilea proiect pe aceeași dimensiune și primul proiect, deși ne-a prins în pandemie, a fost unul de succes care a excelat și a depășit rezultatele planificate. În timp de pandemie am reușit să venim cu acel suport individual către companiile regionale. Imediat au fost organizate coaching-uri, webinare, suport individual pentru a explica companiilor, deci inclusiv ce înseamnă, care este impactul pandemiei asupra contractelor, relațiilor comerciale, ce înseamnă digital marketing și multe, multe alte lucruri, iar spre final de proiect au fost elaborate mai multe produse digitale care au fost oferite companiilor regionale. Deci a fost un proiect de succes. Este important la fel să înțelegem că EBA a planificat o listă de activități pe care le vom implementa împreună cu dumneavoastră și va fi în acest sens extrem de important să avem o discuție cu fiecare dintre dumneavoastră cum se vor plia activitățile planificate, deci în planul nostru, cu cele pe care le-ați vociferat acum dumneavoastră. Reiterez, ele nu trebuie să se suprapună sau ele trebuie să se complementeze și unde poate EBA veni cu resursa, vă rog frumos să contați pe ea. Mulțumesc, Zina, pentru apreciere, pentru că, într-adevăr, m-am bucurat enorm de mult să știu că unele business hub-uri, chiar și după finalizarea proiectului, au continuat să existe. Este și cazul colegilor de la Next și cazul colegilor de la Orhei. Asta este esența acestui proiect. Odată cu terminarea lui, peste cei 2 ani jumate, 3, deci dumneavoastră să continuați să vă dezvoltați. Ok, ce avem noi de gând să facem în acest proiect? În primul rând, noi ne-am propus și noi un anumit număr minim de companii către care vor fi livrate webinare, coaching-uri, seminare și așa mai departe, dar toate acestea vor fi oferite în cadrul, dacă îmi permiteți, o să scot că am distanță să facem. În cadrul unor academii pe care noi o să vă le prezentăm urmare a discuției cu fiecare în parte, anume din motiv să nu repetăm și să nu ne suprapunem pe planul noastră, ca să venim cu o diferențiere și cu o complementare. De asemenea, deci vom încuraja ca fiecare business hub să selecteze un anumit număr de companii care vor fi activ preluați în activitatea noastră, care vor fi activ ajutorați și care în final vor beneficia inclusiv de pachete de business, ceea ce presupune o sumă de 2000 de euro, deci cu care se va achiziționa fie o pagină, elaborarea unei pagini web, fie anumite softuri cu ajutorul cărora compania ar putea să-și vândă produsele, etc., etc.
Deci, de asemenea, pe partea de lobby și advocacy, care este o altă componentă a acestui proiect, împreună vă vom învăța ce înseamnă policy și advocacy, cum să dialogați cu autoritățile publice locale, la fel cum să deveniți membri activi în rețelele naționale, deci nici nu rețele, dar în platformele de dialog public-privat la nivel național, pentru că totul se decide la nivel național ca lege, ca cadru legal, deci la nivel local sunt doar acele, deci, ordine sau aspecte legislative pe care le poate decide Consiliul Local. Pe ambele dimensiuni e important să fiți prezenți și o voce importantă care reprezintă interesul business-ului. Evident, împreună cu policy și advocacy, este vorba și de monitorizarea politicilor publice. Bine, aici trebuie să spun următorul lucru. EBA deja este o asociație care este foarte activă pe partea de policy și advocacy, ceea ce vă permite dumneavoastră, dacă aveți anumite deja probleme colectate, să le preluăm și noi și prin intermediul EBA să deveniți și dumneavoastră portavoce a business-ului la nivel național atunci când se vor elabora anumite politici, mai ales că suntem în așteptarea deci unui nou parlament, unui nou guvern, unde se vor discuta inclusiv aspecte noi, pentru că suntem și în context de pandemie, deci lucrurile vor avea o anumită evoluție. Elaborarea metodologiei de livrare serviciilor și suportul business hub-urilor în livrarea serviciilor către IMM-uri, de fapt, este o componentă nouă în cadrul acestui proiect în care Asociația Business-ului European își propune să ajute business hub-urile în lansarea a 3 servicii și aceste servicii țin de suportul, de fapt, acordat business-ului, astfel încât atunci când proiectul se va finaliza, dumneavoastră să rămâneți durabili, deci să percepeți o plată, fie să deveniți asociații de business în bază de cotizații de membri sau să vă alegeți acea formă organizatorico-juridică care să vă permită să rămâneți sustenabil financiar, inclusiv după finalizarea acestui proiect. Mai departe, Ana. Mersi. Deci, aici sunt doar câteva rezultate scontate pe care ni le-am propus în cadrul acestui proiect. Bine, vedeți și documente de politici, vedeți și acele 3 servicii livrate, ședințe, vedeți și business pachetele pentru 20 de companii. Cred că vom începe de la faptul că va fi rugat fiecare business hub, în baza unor criterii, să selecteze acele companii, acele 20-30 de companii cu care pornim la drum. Pentru că această abordare sistemică să o menținem următorii ani de lucru. Asta nu înseamnă că ne limităm doar la aceste 20-30 de companii, dar este important din start să începem o abordare sistemică cu un număr de companii care în final vor parcurge inclusiv și serviciile pe care le veți presta și acele vizite de studiu, inclusiv și acele pachete de business care vor fi în bază selectivă acordate. Aici este un plan așa foarte provizoriu până în final de an. Deci, în primul rând, acum noi finalizăm manualul operațional de servicii pe care îl propunem să vi-l prezentăm în luna iulie către dumneavoastră și acest, de fapt, manual operațional să devină ghidul dumneavoastră și nici de cum o versiune finală. De fapt, este un document viu care anul viitor deja posibil să-și modifice conținutul. Deci este un manual operațional în care vi se explică foarte clar ce presupune prestarea unui serviciu, cum se evaluează costurile pentru un serviciu. De asemenea, acest manual ar putea să vă ghideze pe viitor în lansarea altor servicii, nu neapărat a celor prevăzute de proiect. Deci este o direcționare pentru dumneavoastră, în sensul acesta vor fi instruiri, în sensul acesta vă vom explica cum se calculează serviciul. Cu alte cuvinte, ne propunem până la final de an să consolidăm echipele business hub-urilor, astfel încât și dumneavoastră să deveniți mai puternici și mai să vă consolidați capacitatea și resursa umană pentru a fi gata să prestați serviciile dumneavoastră de business către comunitatea de business.
Vor fi organizate în sensul acesta workshop-uri, vedem în dependență cum evoluează lucrurile, facem offline sau online. Contează faptul că ele vor fi direct gândite și menite pentru echipele business hub-urilor. Deci noi la această etapă încă nu vorbim de companii. La această etapă noi vorbim despre consolidarea echipelor business hub-urilor. În paralel vorbim despre o identificare a potențialilor beneficiari și probabil începând cu anul 2022 vorbim deja despre lansarea unor academii pentru beneficiarii dumneavoastră. Deci, la fel, o altă componentă sau prioritate pe care o urmărim noi în cadrul acestor servicii este consolidarea relațiilor dumneavoastră cu instituțiile de învățământ. De ce? Deoarece piața forței de muncă la noi, în Republica Moldova, nu neapărat reflectă interesele angajatorilor. Cu alte cuvinte, acei absolvenți ai instituțiilor de învățământ, terțiar sau deci tehnic, secundar, nu neapărat răspund la necesitățile angajatorilor. În sensul acesta, unul din servicii vine să consolideze, să îmbunătățească această relație, iar dumneavoastră ați putea să deveniți polul sau joncțiunea cheie în consolidarea acestei relații prin identificarea cererilor angajatorilor și totodată să încercați să veniți cu o anumită îmbunătățire, inclusiv în curicula de studii pentru instituțiile de învățământ din regiunea dumneavoastră, astfel încât să îmbunătățim și calitatea absolvenților. Deci, evident, când vorbim de partea de policy și advocacy, pornim de la acordul de asociere, DCFTA, aici avem lista de acele componente, pași pe care noi urmărim în domeniul de policy și advocacy, mai multe detalii le vom oferi către dumneavoastră în cadrul sesiunilor tehnice. De asemenea, vorbim despre serviciile de sprijinire a afacerilor, este vorba de cele servicii la care m-am referit anterior, cum ele vor fi elaborate, cum ele vor fi livrate. Este foarte important să monitorizați rezultatul urmarea prestării unor servicii, ce s-a întâmplat după și, evident, în vederea suportul acordat de către dumneavoastră pentru a ieși pe piețele UE, vor fi oferite aceste pachete de 2000 de euro. Deci, repet, aceste pachete vor fi oferite tot către beneficiarii dumneavoastră. Nu, deci, beneficiarii noștri sunteți dumneavoastră, iar în final sunt companiile cu care tot dumneavoastră veți lucra. Asta este focusul. Este o prezentare foarte succintă. Deci noi, următorii pași, ce se întâmplă mai departe? Noi vom avea o ședință cu echipa proiectului, împreună cu dumneavoastră, în care vom încerca să definitivăm foarte clar modalitatea prin care putem să complementăm planul nostru de acțiuni cu ceea ce v-ați propus dumneavoastră, ca să nu lucrăm pe două planuri diferite, ci să fie un plan în care să se integreze acțiunile, iar rezultatul să fie pe măsură. Deci, de asemenea, acolo unde ați putea să contați pe resursa noastră, pe nivelul de consultanță pe care experții noștri îl pot oferi, putem face lucrul acesta. Și trei la mână, atunci când vorbim despre anumite webinare, da, vor fi anumite webinare tematice pentru beneficiarii dumneavoastră, deși noi ne propunem coagularea tuturor acestor webinare în niște academii. Iar una dintre academii pe care ne-o propunem să o facem cu beneficiarii dumneavoastră este Academia de Digital pentru IMM-uri. Deci, astfel încât să îmbunătățim skills-urile, competențele practice, capacitățile practice în rândul IMM-urilor în chestii elementare. Deci, ce înseamnă promovare online a produsului, ce înseamnă un marketing digital, ce înseamnă să faci o plată P2P, ce înseamnă să faci o plată cu factură electronică. Deci, chestii care dumneavoastră vi se par poate banale, dar dacă ne coborâm la nivel de IMM-uri, sunt încă complicate pentru ei. Deci, toate aceste lucruri noi ne propunem să le învățăm și mai departe, celelalte tipuri de instruiri, la fel, le vom consulta cu dumneavoastră în baza necesităților colectate și sugerate, la fel, de către dumneavoastră. Cam atât, probabil, la moment. Mulțumesc foarte mult colegilor și, încă o dată, mulțumiri pentru acest proiect Uniunii Europene și Guvernul Suediei, pentru că
Focusul este unul extrem de important care duce la creștere economică în final. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Mariana! Și acum am plăcerea să-i ofer cuvântul domnului Sergiu Neicovcean, director executiv Centru Contact. Da, bună ziua, stimate doamne, stimați domni, stimate domnișoare! Mie este mare plăcere să fiu prezent aici, la acest eveniment. Cum deja au spus și domnul Mireacră, un eveniment offline de înmânare acestor certificate și am înțeles că și semnarea contractelor oficiale cu aceste 6 câștigători. Sigur că vreau să mulțumesc partenerilor Fundației Este Europene și IEBA că avem un consorțium și suntem mândri să fim parte acestui consorțium. Noi în cadrul acestui proiect avem un rol special, hai să spun așa, în cazul câștigătorilor de astăzi, hub-uri și noi avem o misiune specială și special legată de durabilitatea financiară. Noi am considerat împreună cu parteneri că este o problemă foarte stringentă și foarte, așa, spunem așa, importantă, la care trebuie să atragem atenție și vom depune efort împreună cu experții care deja am angajat în partea expertilor și vom angaja în continuare și împreună cu echipa acestor experți vom depune efort pe parcursul acestor un an, jumătate, doi ani ca să întărim capacitățile dumneavoastră anume să aveți o durabilitate financiară mai puternică. La prima etapă vom face o evaluare capacităților organizaționale a 6 organizații care sunt câștigători de astăzi. Vom face un plan individual de intervenție pentru fiecare organizație aparte ce ține de durabilitatea financiară și sigur că în continuare vom angaja experți care vor ghida organizațiile dumneavoastră pe parcursul unor, deja vedem care va fi aceste activități de capacitare, instruire, mentorat, coaching și toate cele, inclusiv și elaborarea unor planuri de durabilitate financiară. Și asta este un rol special în legătură cu partea ce ține de dezvoltarea acestor centru de afaceri, hub-uri. Că avem alte, sigur că și alte roluri în cadrul proiectului, dar care țin de alți beneficiari în cadrul proiectului, ține de advocacy și inclusiv și de durabilitate financiară altor beneficiari a proiectului. Asta e pe scurt. Eu, pur și simplu, vreau să doresc foarte mult succes acestor centre și sunt, ca și Mariana, mă bucur că sunt cele 3 centre noi care sunt partenerii acestui proiect. Sperăm foarte mult că vor intervențiile și care au fost prezentate de astăzi sunt niște proiecte foarte interesante, cu foarte inovative și sperăm foarte mult că ei vor contribui la dezvoltarea afacerilor, inclusiv la dezvoltarea afacerilor sociale în Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult! Da, și eu vreau să mulțumesc, sigur, că și donatorilor noștri, cei care ne susțin, Uniunea Europeană și Suediei. Da, Suediei, da, și la fel și Centrul Contact, și noi avem și susținerea Suediei în acest proiect parțial și susținerea Uniunii Europene. Da, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, Sergiu, și acum urmează cea mai frumoasă procedură, este procedura semnării contractelor de grant. Eu am să-i invit în față reprezentantul asociației cu drept de semnat și colegile mele Evelina și Zoia, precum și domnul președinte, vor semna cu fiecare în parte contractul de grant. Invităm pe Elena Lupan, de la Agenția de Dezvoltare Durabilă din Orhei. Să-l țin cu totul, da?
Da. Apoi ia că și să fac acolo, nu știu ce să fac acolo. Ne-ai pe drumul proiectul. A, îmi dau zis că ies urât. Ok. Dar nu știu cum se stângă asta. Proiector trebuie să stângă. Simplu de stângă. Nu, proiector trebuie să stângă. Nu, stângă și pornește. Nu vreau că ies urât, zis că fotografii, da. Spune cineva să vină stângă proiectorul.
Сегодняшнее, да, число? Да. 6.7.21 года. Печать ниже, да? Спасибо большое. Поздравляю, Зинаида, и спасибо вам огромное. Успехов. Спасибо. Промотор организации Youth Development for Innovation. Avem un contract, ne bucură foarte mult, felicitări. Doamne ajută! Da, succes! Asociația Oamenilor de Afaceri Спасибо огромное за сотрудничество. Успехов вам всем. Ультима организация Сочаки Семенор Теофатер Динголдс. Да, Марика. Есть прима, Бата Чава. А что там сказать? Pentru că Димбелс e l-a făcut. Faci... Deci puteți jos, da? Nu, da, semnați aici, data de 06. Așa s-a slămat, semnați. 06, 07, să nu e de ușor. Ștabilă, da. Așa nu e bine, că prea mult durea. Și aici. Și aici. Mulțumesc foarte mult! Face iarăși o plăcere deosebit să colaborăm. Am avut foarte multe proiecte împreună și sper să mai avem în continuare. Eu la fel sunt foarte fericită că avem oportunitatea să gestionăm un business hub Belz. Da, extraordinar. Vă mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul și suportul, pentru parteneriatul durabil, pentru că, într-adevăr,
ne simțăm sprijinul dumneavoastră în toate inițiativele pe care le avem. Pare și bine. Sper că anume prin acest proiect noi să contribuim la dezvoltarea unui ecosistem sustenabil și la nordul Moldovei. Mulțumim mult și succes foarte mult pentru colaborare. Succes, mulțumim. Ana, la sfârșit o să facem o fotografie. Da, acum, exact, eu anunț acum. Deci... Mulțumesc, Zoia. Deci vreau să anunț că ceremonia oficială de semnare a contractelor de grant a luat sfârșit. La final vreau să aduc mulțumire donatorului nostru Uniunii Europene, Suediei. Mulțumesc echipei Fundației Est Europene care a organizat acest eveniment. Mulțumesc mult partenerilor de implementare, Asociației IEBA și Centrului Contact. Mulțumesc vouă participanților pentru proiecte frumoase pe care le-ați scris și noi am avut plăcerea să le citim și am o mare plăcere să le implementăm în comun. Și în concluzie vreau să spun că eforturile noastre conjugate vor aduce numai decât roade frumoase. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succese la implementare. Toate bune! Și acum vă invit la o fotografie comună în spate să facem. Mersi!